Cartea de proză scurtă, Sfârșit de sezon, cel mai recent volum al scriitorului Marius Chivu, a fost adusă în atenția publicului la Biblioteca Județeană Gete Chirileanu Neamț, miercuri 26 noiembrie. Argumentele pentru proza lui Marius Chivu au oferit, în seara lansării, Emil Nicolae, Adrian Geromila și Vlad Gheorghiu. De data aceasta avem bucuria de a aduce la Piatra Neamț, de a invita la Piatra Neamț, un tânăr autor, un tânăr scriitor, polivalent, poet, eseist, alpinist, prozator, e vorba de domnul Marius Chivu. În tot ce a făcut Marius Chivu, a dat dovadă de curaj, a schimbat registrul de la an la an, de la etapă la etapă, s-a manifestat divers, dar de fiecare dată a întrunit aprecieri. De fiecare dată a fost considerat un novator în ceea ce a făcut. E un sfârșit de sezon. Un sfârșit de sezon al unei civilizații, al unei sume de deprinderi, a unui fel de a gândi, de a trăi și poate chiar de a trăi. Am legat lucrul ăsta de cartea lui Marius Chivu, pentru că aici sunt consemnate de 11 ore, 11 povestiri, fel de fel de, sau bucățele de un sfârșit de sezon, sau 11 sfârșituri, de fapt. Deci și coerența despre care vorbea. Citesc de ani buni și întotdeauna mi-a plăcut ceea ce am citit. El e și autorul unor isprăvi editoriale foarte diferite între ele și foarte originale. Cartea despre experiența în Himalaya, de pildă, cartea despre bunici, de pildă, cartea de interviuri, de pildă. Sunt foarte diferite între ele și au trezit foarte multe, au avut foarte multe ecou. Sunt mici decupaje care concentrează și psihologie și veridicitate în dialog și tipologie. Se citesc repede și sunt cu un foarte bun potențial literar. Cu îndrăzneli de limbaj pe care unii le pot considera șocante, prozele din Sfârșit de sezon sunt o elocventă ilustrare a sensibilității contemporane, după cum declară însuși scriitorul. Întâmplarea face să am în acest moment 4 cărți publicate și toate să fie în 4 genuri diferite: poezie, interviu, jurnal de călătorie și proză scurtă. Doar că nu mi-am propus niciodată acest lucru, nu știam dacă sunt în stare să scriu în fiecare dintre aceste genuri. Fiecare carte a avut un, nici nu se zică, sună prea mare destin, dar s-a întâmplat. Eu fiind, cum vă spuneam, un mare fan al povestirii, de mic, de când citeam povestiri și basme, mi-a rămas așa cu o mare iubire pentru proza scurtă, pe care am scris-o dintotdeauna, numai că mi-am dat seama că nu atinsesem nivelul pe care eu l-aș fi vrut atins, un nivel care, cred eu, mă reprezint în acest moment. De asta, deși scriu de peste 10 ani proză scurtă, abia aceste povestiri m-am decis eu să fie primele mele publicate. Marius Chivu, născut în 1978, a debutat în 2012 cu volumul de poezie Vântureasa de Plastic, premiul pentru debut al USR și premiul pentru debut al revistei Observator Cultural, a mai publicat volumul de interviuri Ce a vrut să spună autorul în 2013 și jurnalul de călătorie 3 săptămâni în Himalaya 2012. A editat antologia Best of Proză Scurtă a anilor 2000-2013, a inițiat și coordonat proiectul caritabil Cartea cu Bunici 2008. Din 2005 este redactor-editor la revista Dilema Veche, unde ține cronica literară.